Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un episod de Witcher 3 Wild Hunt Next Gen. Să continuăm. În episodul anterior ne-am ocupat de mai multe misiuni secundare, una fiind dată de către Ferrarul din Novigrad, Hartore. Am avut foarte, foarte multă treabă cu acesta, datorii, chestii, afaceri ilegale și manevre. Am primit și o sabie destul de bună în schimbul acestui ajutor. Este vorba despre această armă, Blade from the Beats, care dă ceva damage. Nu e rău, nu e rău deloc. Dar în acest episod o să continuăm, bineînțeles, cu misiunile secundare din Novigrad, aproape level 16. Poate o să facem în acest episod, ar fi super, super, super fain. Și ia să vedem ce quest ar mai avea noi pe aici. Ar fi unul aici. Deci hai să-l facem. Vreau să termin în maxim 2 episoade cu misiunile și ne apucăm de punctele de interes. Încă vreo 3 episoade, zic eu, poate 3. Pe care ne vom îndrepta către Skellige. Bă, câta lume aici, mâncați aici curata. Prin Novigradul, populație imensă, de care foarte mulți răucători, foarte mulți mârlănoi și cred că mi s-a resetat microfonul, stați așa un pic, că parcă mă aud încetul. Ia să vedem. Să vedem dacă s-a resetat. Nu s-a resetat. Înseamnă că e bine. Un pic mai sus. Așa. Un pic mai sus. Hai să vedem ce quest avem noi aici. Nidas. Hai să vorbim cu Nidas. Probabil că ăsta e un contract. Never mind. Un contract, dar nu știu despre care e. Cărt? Nu. Ăsta? Nu. Novigrad, Novigrad. Astea două sunt din Novigrad. Velen, Velen. Dar nu e niciunul, nici altul. Nu nici unul, nici altul, înseamnă că, nu știu, ar putea să fie, ar putea să fie și quest. Haunted House? Nu? Nu, nu știu, hai să vorbim cu el. A Witcher? Indeed, going on some voyage looking for a companion, right? Not just some voyage, cross the sea. Mark this. When I got pressed into the infantry in 1242, I promised my beloved Leta I'd return alive, whole, and with a pearl of Skellige. Asta e cu pielea aia din Skellige, deci nu putem completa, da. The rarest and most precious. Well, well, ambitious. Perhaps, but they were empty words. I came from the war, that one and the next, but I never fulfilled my promise. High time to change that. Or if not now, then when? Thing is, I've grown old in the meantime, as you see. Can't manage it alone, need a strong shoulder to lean on. Witcher's shoulders as strong as they come. Normal. So, what do you say? Hai să-l ajutăm. Bine, nu acum, ceva mai târziu când vom ajunge în Skellige. Offer me some pay and I'll help you out. Don't you fret about coin. I brought home a good deal of it from various fronts. Say we meet in Skellige by the collapsed bridge near Arinbjorn. It's but a hop away from the bed where black pearls are born. Will that work for you? Sounds fine. See you there. Este câteva luni. Da, un quest care îl vom completa mult, mult mai târziu, adică când vom ajunge în Skellige, cred că o să fie primul quest care o să fac, o să mă gândesc la domnul acesta din Novigrad și o să mă gândesc la acea perlă pe care trebuie să o ducem. Avem aici un notice board, hai să-l mai luăm și pe ăsta, pentru că alte puncte de interes și alte contracte avem aici. Quint. Witcher Elgar. Witcher Elgar. Foarte multe questuri. Bineînțeles. Dar momentan, să ne uităm dacă mai sunt questuri pe aici. Că și aici ar fi fost un quest, dar nu mai îi acum.
Ar mai fi unul aici sus și unul acolo, cică. Foarte, foarte multe misiuni cu Gwent. Scavenger Hunt, Wolf School Gear, bun. Trebuie să-i punem mâna și pe echipa mea mai bun. Și v-am zis că de data asta vreau să încercăm mai multe seturi și mai multe build-uri. Nu mai știu exact de la cine cumpăram aia de reset skill points, să investim în alte, pentru că fiecare set este duci cu un build. Păi unul pentru semne, unul pentru arme ușoare, unul pentru arme grele, tot așa. Aici avem chiar un contract și este vorba de acest contract. Și nu m-am dus deloc bine. Eu vreau să mă duc aici. Nu vreau să fac momentan contracte. Mai întâi termin mini quest-urile, side quest-urile astea, cum să ar zicem, după care ne vom ocupa de contractele, pentru că alea sunt un pic mai lungi și mai greoale. Mai greoale. Nu știu de ce se sperie ăștia de mine, pe care dată când mă văd. Aici trebuia să fie un quest, nu știu dacă la miez din noapte poate sau la anumită oră. Hai să dăm o meditare până seara. Nu cred că am pus semnul așa degeaba sau am făcut, cine știe. Nu? Dau și meditare până la miezul nopții, dacă nu, aia. Îmi se pare că nu e niciun quest, absolut nimic. Absolut nimic, înseamnă că vom merge mai departe. Pa! Decapitationos. Altă dată să nu vă mai puneți cu mine. Bine, altă dată n-o să mai fie pentru voi. Dar atenționez pentru toată lumea care vor să mă împiedice să ajung la scopul meu unic. Un alt notice board aici. Dar asta nu mai avem quest-uri, că l-am luat deja. Și nu avem quest-ul pentru că cred că trebuie să medităm. Și cred că luăm mare crash? Da! Oh, super! Dar am mai luat de mult un crash. Forță! Mi s-a salvat și mie mare. Da. Hai să pun pe pauză. Bun. Hai să vedem. Îl luăm crash. Așa, tătuțul. Dar nu e niciun quest aici. Ce naiba? Deci aici trebuia să fie quest. Sau la numită oră și aici. Că nu mai înțeleg nimic a toate. Dar nu mai e absolut nimic. Nu mai e absolut nimic. Înseamnă că nu mai avem quest-uri pe aici, să înțeleg. În acest Novigrad. Pare că nu, ar mai fi aici un quest. Notice board, notice board. Puncte de interes, 70.000 de catralioane. Vreau să știu ce e aici. Știți, să mergem la fiecare în parte, gândiți-vă. Haideți ce quest avem aici. Hai să trenim cu quest-urile astea cu care ne ocupăm de contracte. De fapt, cred că o să ne ocupăm mai bine de echipament, cred. Sau o lăsăm pentru scaling echipamentul, cred, mai bine. Da. Adică completăm contracte, tot ce trebuie, puncte de interes, pentru că din punctele alea de interes o să luăm foarte, foarte multe diagrame. Și quest-uri care o să ne îndrepte către seturile de Witcher, că nu le avem complete, acum avem câteva doar. Avem de la 1 la 10 sau de la Z, mai bine zis. Da. Oh. Ce întâmplă aici? Interesting basilisk you've got there. Course it's interesting.
won't see a beast like this anywhere near here. They spawn only in the wild wastes of Zerikania, from eggs laid by cockerels. Cockerel eggs, you say? Yeah, and what cocks they are. Lift their rumps like brood hens to other cocks. Eggs laid by such a cockerel must be brought to hatching by 101 venomous vipers. Then the young basilisk pecks its way out. This basilisk este un basilicos. Este un wyvern. And ill fed at that. You talk nonsense, sir. This here's the most truest of basilisks. Right, what do I know? I'm just a witcher. Hold on now. If that's no basilisk, but some wyvern, what did I pay for? Give me back my conscience. Brave soldiers, don't push, or it'll... Whoa, watch out! Oh! He's a quick devil! Show me what you got. I'll avenge you! Ce se întâmplă aici? 25 de experiență, dar unii ăla a fugit. A fugit bă ăla care avea cartea să dea bani. L-a eliberat și a fugit Bulangeo. Lați-vă din calea mea. Să vedem ce questuri mai avea. Mai uităm un pic pe mapă. Hai să luăm și notice board-ul ăsta de aici. Cred că o să iau toate notes board-urile, de fapt, prima și prima dată, ca să luăm așa pe rând frumos. Ne ocupăm de contractele de învel în prima dată, după aia din alea de, alea de nove, cred. Luăm toate notes board-urile prima și prima dată, toate quest-urile să fie acolo, să vedem câte quest-uri avem. După aia ne apucăm ca lumea. Deci sunt foarte multe de level mic, unele de level mare. Dar nu le putem face. Am eu o presimțire că ăsta l-am mai luat. E normal. Sau nu l-am luat. The bridge his crest. Quest updated. New marker. Total man's. Bineînțeles că avem un quest. A, ăsta e cu Tucento, nu avem ce căuta acolo. Deci nu e problemă. Hai să vedem ce ar mai fi. Nu te zbor de aici departe, dar nu o să mă duc chiar acum acolo, pentru că e prea departe. O să mă duc. Altul nu mai e, nu? Văd că ăsta le-a luat și pe astea din partea asta, înseamnă că le avea pe aceleași. Nu știu unde m-am teleportat din greșeală. Și cred că cu dificultatea asta pe greu, cred că ne dă mai puțin experiență misiune, nu știu, mi se pare că facem extrem de greu levelul, foarte, foarte greu. Uite, ar mai fi aici un quest, hai să vedem despre ce este vorba, dar cred că ăsta aparține din Hearts of Stone. Sunt foarte multe misiuni și din Hearts of Stone, care le puteți face. Oricum sunt de level mărișor astea. E bine să vede acest apus de soare. Wow. Încântător. Nu trebuie să vorbesc? Nu-i nimeni aici? Dă mai de tare? Sau e sus? Yeah. Da. Wondering if I could take part in the races. If you've coin for the rider's fee and a steed of your own, why not? Decide quickly, please. There's a race about to begin. Mai multe despre aceste curse. Tell me about them. They're run as per Erasmus Vagelbud's own wish. He came into his fortune by gambling and remained proud of the fact to the end. Family doesn't mind having a racetrack right by their house?
But the house, his fortune, would not even be theirs had they not fulfilled Lord Erasmus's wish. He made it a condition. Any special rules for the races? They're as simple as Lord Erasmus was. Two competitors, simultaneous start. First to complete a lap around the track, wins. 100 pentru intrare. Grand, your name and the name of your steed. Geralt of Rivia, on Roach. And Roach. Your opponent, let me see. Seamus Holt, astride Athos. Regula, hai să-l merlim. Să-l tăbăcim aici. Te arătăm viteza lui Roach. Wow. Rap invers. Și prea încet, tate. Prea încet pentru un adevărat bombardier. Ce mișto scopace ăștia în floriți. Vezi, tate, că vine și el cu viteză. O să joacă. Dar n-are șansă. S-a terminat cursa și eu tot am mers pentru a doua tură. Mă uitam eu cu minimap, nu mai vedeam pe ăla. Not bad, yet we shouldn't kid ourselves. The competition was hardly stiff. Shall I sign you up for another? Normal. Like to race again. Excellent, don't go anywhere, we'll start soon. Your opponent this time, Viscount Romer astride Caniculus. The Viscount races incognito, so I must ask for your discretion. Well, competitors, saddle up! On three! One, two, three! Off you go! Oh, ai luat-o, ai luat-o cam în forță, domnule bombardier adevărat. Ia vreun cu-a. Te bat așa spre apus. Cât de mult îmi plac apusurile astea din Witcher. Arată incredibil de bine. Oh, n-am luat-o bine deloc. N-am luat-o bine deloc. Și m-a scos de pe drum, fii antene, că am pierdut, cred că. What terrible luck for you. Well, ah, there's always the next time. Really, bro? A, n-am luat-o extrem de mult, bro. Mamă, ce m-a nenorocit drumul ăla. Am luat-o pe drum greșit și am pierdut 100. Ce profit mai fac eu acum? Roach-o ia mai greu de pe loc, așa. Bă, na, ce e rău. Da, bă, na. Eu credeam că puteam să ieși de pe traseu, gen. Într-un... În fine. Aia, nu e problemă. Ne descurcăm. Dar am pierdut 100 de coins. Nu-mi place. Am grijă să nu mai iau acum pe alt drum. Sunt pe aici așa frumos. Că mai e unul ca să l batem. Un pic mai lung traseu, bă. Trebuie să mă rămân fără stamina, că nu i-aș mai da. Întâlne că mă bate aici, că rămân fără stamina.
Nebunesc. Aproape, mă bătea. The winner is Geralt of Rivia, riding Roach Glory to the victor. Yeah. Bravo, congratulations, you won in style. Shall I sign you up for another? Okay. I want to try again. Gained an appetite, have we? Your opponent this time, Luke Vagelbud. Young Lord Albert's cousin, atop succubus. He's the black sheep of the family, but he's not lost a race yet, so he's seen as something of a local champion. Competitors, saddle up! Hai să-l facem pe domnul Luke Vagelbud. One, two, three, off you go! Calm down, Roach. Hai, Roach, hai, tată. Depășire aici, puternică, să vedem. Nu prea. Asta vezi că îi dă. Și lupi. Lupiani. Ce cursă mai fac și ăștia pe ploi? Ne scotăm ploaie. Azi că vorbesc eu cu ăla să-mi dea triplu. Îmi dă și mie acolo 100 de coroane și eu stau să mă răcesc aici dată. Ca să cumpăr eu plante medicinale după aia. Să mă fac bine. Ce face așa ceva? Nu mai nimeni afară, nici un spectator. Ăla nu știu unde a rămas, dar nu-l mai văd pe mapă. A, uita că vine. Vine nervosul. Nu mai e niciun spectator, toți au fugit. Miez de noapte. Asta e cursa de miez de noapte. The winner is Geralt of Rivia, riding Roach Glory to the victor. Și sper că a fost ultimul. Fantastic race. Congratulations. A grand victory. Nice. Captured and displayed in his sideshow. 25 de experiență. Forță. It could be quite profitable. 200 de gold. Well, well. Oh, nu mai dat aici experiență. Bun, 75. 580 de coroane. Bun. Bun, am făcut ceva gold. 8200. Sunt bine, sunt rău. Sunt bine, sunt rău. Și aveam o notă zbăt prin apropiere, că l-am văzut eu. Uite-l ăsta de aici. Hai să luăm, poate mai dăm de niște quest-uri prin apropiere. A, cred că ăsta l-am luat. Da. Da, s-a mai descoperit locații noi, vedeți? E bine să le luați de fiecare dată când vedeți astea. Apar anumite semne, anumite marcuri. Uitați-o și ce e aici, full. Încă unul aici, hai să luăm și pe ăsta. Și mai avem și quest-uri secundare, nu doar contracte, deci vedem de ce o să ne apucăm, ori de contracte, ori de quest-uri. O așa, pe rând, frumos. Wanted. Cradle, used but unworn. Need a bow to accompany me to a friend's wedding. Willing to trade a leaky pot for a cart? Who writes these notices? Asta. Need a witcher? Any bloke willing to kill a monster, a witcher would do. Monster? What kind? Big, bad, ugly, squatching the sewers. If you're interested, drop by the Garran estate. Ask for Olgaid von Evereck.
He's the one ordered this posted. Oi. Von Everick. E level mare. A, și asta e și din Hearts of Stone, deci nu. Nu mersi. Pentru că data trecută am făcut, știu că am făcut misiunile din Hearts of Stone, dar le-am făcut fix când nu am fost început și când am băgat DLC-ul nu mai aveam niciun quest, zic că main quest-ul. Astea din DLC, Blood and Wine și Hearts of Stone, le facem la momentul potrivit, când o să începem DLC-ul, nu o să facem niciun quest. Vreau să mergem așa, linear, cum s-ar zice. Bun. Și aici, în comisiune din Hearts of Stone. Doi, luăm notice board-ul de... Pentru punctele de interes, punctele de interes, da, o să le luăm acum, o să mergem pe toată mapa. Și aici avem un notice board. Dar ar mai fi unul aici. Și hai să luăm și pe ăla. Și ăla din dreapta, și ăla de jos, și după aia ne apucăm de quest-uri. Ca să fie toate punctele de interes, pentru că de curând o să luăm punctele de interes. Avenger. E de level 30 și fucking 4. Griffin School Gear upgrade diagram partea 4. Deci în caz n-avem nicio șansă, tate. E la level 27, 28 poate. Poate. Hai domnule Roach, mai aici. M-am cam pierdut pe aici, sincer să fiu. Prea m-am băgat eu bine. Just ies afară. Asta am impresia că nici nu e aici, e prin Skelligar, că văd că ne scoate afară din Velen. Pe King Skelligar. Diagramele astea. Armura și sebele. Le găsim aici. De asta e bine să luăm toate notice board-urile, toate punctele de interes, pentru că primim informații despre seturile de Witcher. Așa. Mult mai ușor, adică. Nici un quest, un contract, sau? Ba da. Dar cred că e tot din Hearts of Stone, nu. Nu. Nu avea greu, bun. O să-l facem, dar momentan hai să vedem dacă mai avem vreun notice board, care mai fi ăsta de aici. Care e destul de departe, la naiba. Ăsta e tot din Hearts of Stone, am impresia tot. Și ăla de jos. Bine că facem episoade de o oră când accesăm să facem așa ca data trecută quest by quest, iar ne apucau nu știu câte episoade, 100 și ceva de episoade, 190 de episoade, nu știu, parcă 98, ceva de genul. Mamă, ăștia-s de level mare, fugi miticuță, ne nenorocesc ăștia. Așa de o oră chiar faci multă, multă treabă într-o oră. Cu 10 episoade îi faci jumătate de joc aproape. Da, e bine că am făcut și quest by quest, adică ne-a caut cineva quest-ul respectiv, mamă, ăștia-s de level 34, bă, băieții, bă. Să avem mare grijă pe aici, pericol mare. Aici mai găseam pe un individ, dar tot din Hearts of Stone face parte și avem misiuni tot din Hearts of Stone, dacă mi-a bine amintit, și puteam să ne mai 5 la seturi. Pentru lumea noastră de uice la armură, la așa mai departe. That's it, Roach. Eu o să pun mai devreme. Dar nu știu dacă o să fac quest-ul. Ar trebui probabil să facem quest-ul, că altfel nu ne face în 5-ul. Vedem. Dacă nu, nu, Hearts of Stone. Vreau să-l luăm așa pe rând frumos. Dar luăm notice board-ul. Măcar. Hai bă, Roach.
Nice. Și bineînțeles un contract. Din nou. Foarte, foarte periculos și acest contract face parte din Hearthstone. Bun. Main quest, ia să ne uităm un pic la main quest. Ok, secundary quest. Eu să ne ocupăm de asta. Prima și prima dată, că e cel mai ușor, cel mai mic level, să zic așa. Ce arătați și voi puncte de interes. Uite, au apărut, bineînțeles că partea asta, să zic așa, atât pe aici, pe mine mă duc eu cu săgetuța, nu o să le putem le face pentru că sunt majoritatea de level mare, de level 30-34 și nu o să le putem face acum. Doar asta de jos le vom face care, da, nu o să așa mult, adică vreau câteva mii. Dar mai fi asta de jos aici și aici avem o misiune. Și cred că o să și facem misiunea, dacă avem aici ca să... Dacă tot răbatem atâta drum. O și face. Mamă, ce m-am speriat. Andrega Wotiar. That's it, Roach. Cum fugi, Roach? Bă, l-aș bate pe asta, sincer, de experiență bună. Hai să încercăm, de dacă vom reuși. Nu e bine. Nu vede nimic. Au! Nu, no, cred că îl bate. Foarte puternic. Pune lovitor aici. Nice, mamă, ce bătălie. Level cât era? 24? Holy fuck. O 22, nu mai știu. Nu mă bagă de seamă, dar bine. Sunt în forță. Mm-hmm. Ce se întâmplă aici? Trebuie să luăm o cheie, probabil. Bandit Skate și Bandit Notes. Bun, și astea sunt notițele bandiților. Și acum putem să intrăm aici. Lejeriano și azi vedem ce găsim. O grămadă de chestii și am găsit și o sabie Winter Blade. Și așa pentru căluțul nostru. Silver Note. Da, și un Long Sword, dar oricum e slab. Și diagramă Wolf Silver Sword. Bun, Mastercraft. Nice. Ce mai trebuie să găsim ceva? Mâncați așa. Deci ar mai trebui să fie ceva aici, cică. Nu cred așa ceva. Mamă.
Blocat aia, bro. Abia acum e gata. Deci înapoi nu mai poți să intri acolo, s-a blocat ușa, uitați-o și voi. E blocată. Doar asta e deschis. Bun. Mai departe. Și de asta e bine să facem fiecare punct de interes, că luăm o grămadă de materiale, o grămadă de experiență și diagrame în prostie. Ia să ne uităm de arma aia. Nu știu care e. Dar nu e niciuna mai bună decât a mea sau asta de jos. Asta e longsword-ul și cu ăsta, Winterblade-ul, minus 8, e mai slabă decât a noastră, arată bine, sincer, așa. Fortăreața Nilgardien. Aici nu mai Nilgardien. Nu prea suntem noi prietenași așa cu ei, dar... Nu știu până intrarea. Pe aici. Mamă, cum arată zona asta. Holy fuck. Aici și quest-uri, exact cum vă ziceam. Missing soldiers. De soldați dispăruți, se pare că... Da, și trebuie să-i găsim și vom fi recompensați către acesta. Da, avem și cu ei și contract aici, hai să facem. Who are you? Why do you sniff around here? Looking for work. Wait, wait. Two swords, eyes like slits. You are a witcher, is that so? Geralt of Rivia. I have not heard the name. But you will find work here, this I know. Prima și prima dată vreau să văd dacă face parte din ce cred eu. E ok. Greetings, quartermaster. Honor and glory. You look tired, quartermaster. Been stationed here long. Too long. But the day will come when the Emperor's banner will fly first over Novigrad, then over Tretegor. We will all go home. O, și hai să jucăm și niște Gwent. Dacă vrei să te bat așa. Play cards with the subject of his imperial majesty. Game of Gwent. Let's lay him down. Easy. Greetings, quartermaster. Honor. Show me where you're battling. Vedem și ce are de vânzare, mai nimic. Mai nimic. Da, nu prea am ce să vând pe aici. Așa să ieftine tare. Found your notice. Ah, yes. You witchers are said to be excellent trackers. If this is true, you may indeed be able to aid me. Some days ago, I sent a unit of scouts to the wood across the lake. None has returned. Mamă, niciunul nu s-a mai întors. Find my men, bring them back to camp. I will pay you well, as it stands in the notice and not a couple more, mind you. Must have order in the ledgers as well. Why'd your men go to the woods? Any specific reason? None. A patrol as the code ordains. Local peasants don't exactly see you as liberators. Say what you mean, Richard. Small unit, isolated area. Might have gone to your men with pitchforks. A handful of yokels in ragged foot wrappings cut down a unit of Imperial scouts. What else? Perhaps a dragon ate them. Ese bleu d'yok. Fine, I'll look into it.
Begin your search across the lake, where we saw them cross. And good luck, Witcher. Bun. Go to the Amanonid camp. Hai să mergem, parcă trebuie să mai vorbim și cu o femeie aici, pentru că unul dintre ei era Fisto. Dacă mi-a lucrat bine aminte, hai să tragem o meditare. Nu văd pe absolut nimeni pe aici. Trebuie să fie și o femeie pe aici, prin zonă, ar trebui să vorbim. Dar nu văd pe absolut nimeni. E mai pe aici? Aș da așa o bătălie cu ăștia, sincer. Sunt nervigar de inima, mă, cât să-s aici, frate. Și cred că dau experiență că oamenii de level 40, că am impresia. 40 și 50. Sunt de level mare. Bun, hai să facem quest-ul, na. Să mai. Și ajungem tocmai aici. Oh. Liniștește, domnule Roci, că nu se întâmplă nimic. Ușor, ușor, băiatul. Mai și o peșteră aici, bă. Hai să dăm o tură prin ea. Am întuneric așa. Avem autolutul, văd că funcționează pe plante, dar doar pe plante. E bine și așa. Nu e aici mai fost, că a fost un place of power din ce observ eu așa. Deci ok. A place of power. Au. Ia să vedem, am ajuns aici. Acum trebuie să căutăm în zona asta care pare să fie imensă. Ia. Holy fuck. Ce trebuie să găsim noi pe aici? What's that stench? Draconid musk. Fresh smelling. Must have settled in around here recently. Opa. Nilfgaardian prince again.
came this way escorting a group of barefoot peasants, or was it the other way around? M-aș să duc în partea asta. Nilfgaardian prince again. Came this way escorting a group of barefoot peasants, or was it the other way around? Bodies strangely contorted. This one was poisoned. Could be a draconid's territory. Poate. Draconid. Hai să vedem. Știi, Geralt, ce știe? Da? Ia vezi, tătuțo. Oh. Destul de tare asta. Decapitare. Vreau să ne întoarcem în game și să li dăm vestea cea proastă, să zic așa. Soldiers, meaning their bodies. Female wyvern killed them. They wandered into her hunting ground. A wyvern? Bleu de peste. Your men must have provoked her. I see. Thank you, Witcher. Your reward, as in the notice, of a fail. Mamă, experiență multă ne-a dat. 8 experiențe, forță. Și o grămadă de gold câștigat. Bun, bun că am completat și acest quest. Cam atât, nu? Nu mai avem nimic pe aici. No. Notez bordurile, le-am luat pe toate, iar din episodul următor o să ne ocupăm de puncte, de fapt ce puncte de interes, că am luat o grămadă de misiuni, o să ne ocupăm de misiuni și după aia de... Ia, quest-ul secundare, ce mai avea noi așa, iată, ăsta ar fi în Skellige. Este de level 26, poate să-l facem ceva mai târziu un pic. Facem și ne mai măcar 2-3 leveluri. Nu știu ce cu asta, că văd că l-am făcut, dar nu s-a completat. Are treaba, nu știu. A buguit acolo, cred că vedeți că el e completat, normal. Cu care treaba? Ar mai fi ăsta. Ăsta, 2. Și cu ăsta, ar fi 3. Așa, astea sunt și cu, are, aparță mai multe și trebuie să nici prin Skellige și prin multiple location. Și bineînțeles contracte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 care le putem face acum și cred că o să meargă 6, 8, 9, 10, până în 30 cred că o să meargă. Nu știu, astea de 35 nu prea. Ce s-ar merge, adică 33 eu. Deci avem o grămadă de contracte și bineînțeles 36 Hunter, uitați-o și ce aici. Head School, așa, avem partea 1, ia să vedem cât avem din Head School. Head School Gear. Avem una, două. Cam atât, avem Griffin. Griffin, partea 1, partea 2. Și cred că atâta, nu? Da. Partea 4, avem partea 3. La partea 4 din Skellige, dar putem să facem 1 și 2 și să luăm. Tot e bun. Vedem. Dacă v-a plăcut acest video, dați acolo un like, un subscribe și un share. Noi ne auzim data viitoare. Toate cele bune. Respect. Pa, pa.